Bună ziua! Intrăm de mâine într-o perioadă foarte importantă pentru evoluția viitoare a gestionării situației legate de noul coronavirus. Este foarte important să avem puterea de a îmbina cu înțelepciune latura spirituală, una foarte importantă pentru un popor cu frica lui Dumnezeu, așa cum este poporul român, cu cea a prevenirii răspândirii acestui perfid inamic și a protejării sănătății publice. Dragi români, fac din nou apel la dumneavoastră să respectați prevederile ordonanțelor militare date până în prezent și a tuturor prevederilor legale, inclusiv a recomandărilor primite de la Biserica Ortodoxă Română. Evitați aglomerările dacă mergeți la cumpărături, evitați pe cât posibil interacțiunea cu alte persoane, nu mergeți în vizite și nu primiți oaspeți de Sfânta Sărbătoare a Paștelui. Sunt conștient că este greu, sunt conștient că are o mare importanță sărbătoarea de Paște pentru români, motiv pentru care am și ajuns la un acord cu Biserica Ortodoxă Română pentru a ne asigura că Lumina Sfântă ajunge la toți românii care își doresc asta. Sunt și încrezător că împreună cu înțelegere și cu înțelepciune vom trece peste această perioadă extrem de dificilă. Așa cum știți, starea de urgență a fost prelungită. Acest lucru era imperios necesar și cred că toți înțelegem acest lucru. Avem, indiferent de religia noastră, de orientarea politică sau de statutul social pe care îl avem fiecare, un dușman comun, noul tip de coronavirus. Vă asigur că Ministerul Afacerilor Interne și structurile partenere nu se relaxează în această perioadă. Zilnic, în aceste zile de sărbătoare, vor fi la datorie polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri, militari ai Ministerului Apărării Naționale cu care colaborăm, polițiști locali și toți angajații celorlalte instituții partenere în această perioadă. Pentru a face un nou pas, ca să prevenim eficient răspândirea noului tip de coronavirus și a reglementa unele prevederi, astăzi am semnat și am prezentat spre aprobare și avizare domnului prim-ministru Ludovic Orban ordonanța militară numărul 9. În această ordonanță am prelungit suspendarea zborurilor din și înspre România cu următoarele state: Marea Britanie, Irlanda de Nord, Statele Unite ale Americii, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța și Germania. Așa cum știți, ele au fost suspendate în ordonanțele anterioare și prin această ordonanță, termenul de 14 zile, reglementat în prevederile respective, astăzi este prelungit proporțional pentru fiecare țară. O altă reglementare din ordonanța de astăzi este excepția la normele de izolare pentru navigatori. Dacă aceștia nu prezintă simptome ale COVID-19, toate echipajele de la bordul navelor, fluviale sau maritime, îndeplinesc aceleași condiții ca și șoferii de la camioanele de marfă sau echipajele de la avioane. O altă prevedere importantă, solicitată sau anunțată chiar de săptămâna trecută, este legată de lucrătorii transfrontalieri care muncesc în zona de frontieră cu Bulgaria, pe o rază de 30 de kilometri de o parte și de alta a graniței, lucrători transfrontalieri care sunt și ei exceptați de la izolare dacă nu prezintă simptome
ale COVID-19, exact cum am făcut cu muncitorii transfrontalieri din zona frontierei cu Ungaria. A fost un alt punct important în analiză în cadrul evaluării în Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și în analizele propuse de către Ministerul Agriculturii cu privire la piețele agroalimentare. Așadar, ele rămân deschise și în această perioadă, în baza actelor normative incidente care reglează funcționarea lor, cu condiția respectării tuturor reglementărilor ordonanțelor militare cu privire la oprirea răspândirii infecțiilor cu noul tip de coronavirus. Aici aș face un apel la managerii, organizatorii, conducătorii acestor piețe să fie foarte atenți nu doar la intrarea în piață și să evite aglomerațiile și în interiorul pieței. Altfel riscă un lucru normal, închiderea respectivei piețe agroalimentare. În final, un alt punct important al acestei ordonanțe se referă la interzicerea exportului de grâu și altor produse derivate, interzicere care a fost precizată și impusă în ordonanța militară anterioară. Prin această ordonanță, articolele care interzic acest export își încetează aplicabilitatea. Pentru că, în urma discuțiilor purtate la nivel guvernamental cu comercianții de produse cerealiere, s-a reușit perspectiva și s-a clarificat achiziția necesară pentru completarea rezervei de stat, astfel încât un subiect important care preocupă Guvernul României, securitatea alimentară, să fie asigurată până la următoarea recoltă. Așadar, tot ceea ce a fost interzis la export pentru a gândi și administra aceste rezerve și a achiziționa cele necesare pentru securitatea alimentară a României, fiind deja rezolvat, și aici felicit și Ministerul Agriculturii și pe cei implicați în aceste discuții, din acest moment anunț producătorii și comercianții că nu mai este interzis acest export. În încheiere, aș dori să le mulțumesc celor din diaspora pentru că au înțeles că aceste sărbători la distanță reprezintă, de fapt, iubirea și grija față de cei dragi. Aș dori să le precizez că, venind în țară, cei care totuși vin, sunt în situația în care ne obligă să aplicăm prevederile ordonanțelor militare anterioare, ceea ce înseamnă că vor sta în locuri special amenajate de carantină, situație care nu face plăcere nimănui. Am spus acest lucru pentru a clarifica discuțiile și ceea ce a apărut în spațiu public cu privire la ordinul Ministerului Sănătății și o decizie a comandantului acțiunii care prevedeau unele condiții de carantinare. Vreau să vă spun și să vă anunț că în această zi avem disponibile încă 13.254 de locuri în carantină. Așadar, cei care au crezut că nu se mai aplică o carantină în zone special amenajate pentru această destinație, carantina instituționalizată, pentru a le clarifica această informație, precizez că respectivul ordin al comandantului acțiunii și ordinul ministrului se referă la definiția izolării care are mai multe etape. În zonă instituționalizată, dacă prefecții nu mai au locuri, pot chiar rechiziționa anumite spații de cazare pentru a oferi locuri suplimentare sau pot apela
la colegii din județele învecinate pentru a carantina cetățeni dintr-un județ în altul. Așadar, carantina la domiciliu este aplicabilă doar în ultima fază, situație în care nu este acum România. Așa cum am spus, avem 13.254 de spații de cazare disponibile și capacitatea de a le multiplica. În concluzie, cei care au perceput că pot veni de Paște acasă, că vor sta în izolare la domiciliu, au perceput într-un mod sau într-o informare eronată pe tot ceea ce a ținut de dezbaterile în spațiul public. Am discutat și cu domnul ministru al Sănătății și cu toți colegii care se ocupă de zona medicală. Acolo sunt definite spațiile, etapele și zonele de carantinare. Astăzi, acum, România are avantajul că nu este la nivelul, la cazuistica înregistrată în alte state și încă avem spații de carantinare. Dragi prieteni, vă mulțumesc tuturor pentru eforturile pe care le faceți în această perioadă în care, pe primul loc, trebuie să fie sănătatea și grija față de cei dragi. Vă doresc multă, multă sănătate în numele meu și al tuturor colegilor din Ministerul Afacerilor Interne. Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe români și vă doresc tuturor sărbători liniștite. Vă mulțumesc!